Bună ziua tuturor! Cred că putem să începem oficial. Văd că suntem live. Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Idei la clasă, activități creative cu Scratch. În primul rând, imediat să dau un share screen. Vă aducem aminte că suntem în prima zi de festival, de Festivalul Digital Predau Viitor, creat de Asociația TechSoup. Festivalul este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Eu sunt Ana Stamatescu și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine, în chat și regie tehnică, se află colega mea, Natalia Șeremet, căreia îi mulțumesc pentru ajutor. Înainte de toate, vedeți acum pe ecran o scurtă reamintire a lucrurilor bine de știut și a recomandărilor noastre pentru o experiență grozavă în cadrul festivalului. Nu uitați că toate aceste lucruri se află și în padletul festivalului, pe care le aveți și în mail, verificat și în spam și retrimis de colega mea chiar acum pe chat. În această sesiune vom vorbi despre Scratch, poate chiar cel mai iubit și folosit program gratuit de învățare a programării la nivel global, recomandat ca mijloc de învățare în noua programă pentru gimnaziu, introdusă în 2017. Ne bucurăm să fie ajuns până în prezent la peste 3500 de profesori care au urmat cursurile noastre de Scratch, cursuri desfășurate cu sprijinul Google, Société Générale Global Social Center și Romanian American Foundation. Profesorii absolvenți au dus majoritatea pentru prima oară la clasă acest limbaj de programare care îi ajută pe cei mici și pe cei mari să gândească creativ și sistematic și să lucreze colaborativ. Competențe esențiale în secolul 21. Dacă doriți și dumneavoastră să aflați cum să folosiți Scratch la clasă, să învățați acest limbaj de programare, vă invităm la cursul nostru gratuit, Predau Viitor, Introducere în Scratch. Acest curs poate fi parcurs online, asincron, fără nicio constrângere de timp. Îl începeți și îl parcurgeți întihnă când aveți timp. Mai multe detalii despre preînscrieri la acest curs veți regăsi și în padletul festivalului. Acum, mă bucur să le spun bun venit invitatelor noastre grozave, Oana Șipoș, ambasador Code Week și trainerul nostru preferat Predau Viitor, Paula Cioară, ambasador TechSoup pentru Educație și Diana Gheorghe, ambasador îndreptar digital. Oana, cu ajutorul tău de început, vom descoperi exact ce este Scratch, cum arată și, bineînțeles, de ce crezi tu că este un limbaj de programare așa de îndrăgit și folosit la clasă. Salut, Ana! Salutare tuturor! Mă bucur foarte mult să fiu aici. E fascinant să văd numerele pe care ni le-ai prezentat. Mi se pare extraordinar ceea ce face TechSoup, așa că salut și vă felicit pe voi ca echipă pentru că ați pus cap la cap și acest festival și pe lângă toate cele bune pe care le organizați. Deci, tuturor celor care ne ascultă de acasă, țineți aproape pentru că cu toții ne dăm toată silința să vă aducem ce e mai nou, ce e mai folosit în ultima vreme și știm că funcționează. Voi face share screen ecranului meu, o secundă. Da? Sper că sunteți bine, sper că vă simțiți bine, sunteți relaxați, pentru că asta ne dorim de la dumneavoastră, să fiți relaxați și să fiți critici și să vedeți ce avem noi astăzi să vă spunem, să nu ne credeți pe cuvânt, să încercați să vedeți cum arată, cum se simte, ce zic elevii. Am să fac și un minimize aici, așa. Ana, poți să-mi confirm că mă vezi și că totul e în regulă? Tot e în regulă, mulțumesc. Bun, mergem la început. Perfect. Deci, povestim despre idei la clasă în cadrul Festivalului Digital Predau Viitor. Eu sunt Oana Șipoș și mă bucur foarte mult să fiu alături de voi aici.
Sunt parte din familia extinsă, cum îmi place să spun, a TechSoup România. Am pregătit și livrat câteva cursuri de Scratch și de Python. Acum le-am tot rafinat noi de-a lungul timpului, dar ultimul, cel de începători, cum zicea și Ana, este disponibil pentru preînscrieri. Cursul de Python va fi derulat a doua oară, deci abia aștept să văd ce va ieși de aici. Sunt foarte pasionată de tehnologie și educație și m-am tot gândit care e un lucru pe care ar trebui să știți despre mine. Și am ajuns la faptul că iubesc linia de comandă. Dacă cumva, nu știu, sunteți în asentiment sau nu, vă rugăm să ne scrieți în chat, da? M-aș bucura să văd dacă mai sunt persoane care simt la fel sau din contră, care o urăsc de-a dreptul, da? Acum, de ce e important lucrul acesta? Mie mi se pare că asta cumva denotă și faptul că sunt un pic de modă veche, eu personal. Acum, nu vorbim că n-am cont de TikTok și nu mă pricep deloc la Instagram, ce-i drept, nici nu am fost neapărat pasionată de treaba asta, dar știu că ar trebui. Da? Și cu linia asta de comandă, ce era? Când eram eu prin clasa 5-a, 6-a, știu că inseram acolo niște chestii cumva învățate pe de rost, dar nu știam mai mult de atâta. Și cumva când am crescut și am ajuns să lucrez eu însăși cu linia de comandă, a fost aceeași frică, dar e o fereastră mare, neagră, prin care practic poți să ai acces la toate programele calculatorului și mai nou și la alte programe din cloud, da, din orul acesta digital. Și cu toate acestea, prima reacție, și sunt convinsă că e la fel pentru copii, este cea de frică. Acum, pe măsură ce învățăm să ne acomodăm cu linia de comandă, cu frica, și nu e nevoie de foarte multe comenzi ca să o iubești, cred că putem să intrăm într-o nouă lume. Da? Și am să vă... Lumea asta e lumea tehnologiei pe care, mă rog, pe care o folosim în fiecare zi și uneori poate prea mult, deci face parte activă din viețile noastre, fie că ne place, fie că nu. Sunt convinsă că și pe dumneavoastră, într-o anumită măsură, vă sperie unde suntem sau ce se pot întâmpla în mediul digital. Dar tocmai pentru că e atât de curent, e absolut imperios să învățăm să o folosim în avantajul nostru, în beneficiul nostru și să facem tot ce putem ca să o integrăm în procesul de învățare, pentru că este foarte multă putere acolo. Da? N-am fi putut să fim astăzi una la Iași, una la Cluj, una în Brașov și să vorbim cu dumneavoastră dacă nu era tehnologia. Deci sunt lucruri extraordinare și bune care se întâmplă, dar sigur, de multe ori, deși pune piedici. Haideți să vedem ce piedici pot fi. Unul dintre lucrurile despre care chiar vreau să vorbim astăzi și înainte de a ajunge la Scratch, facem așa, un pas în spate, da? Un zoom out. Toată lumea ne spune că trebuie să programăm, să știm programe, să știm limbaje de programare și totuși, în același timp, sunt mișcări de genul no-code și low-code. Sunt foarte, foarte curioasă dacă ați auzit despre mișcare. Să ne scrieți din nou în chat. Dacă nu și e prima dată, mă bucur să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Așa cum îi zice și numele, no-code, în principiu, nu-ți cere abilități de programare. Tot ce faci este să ai tot felul de pictograme, icoane, care te ajută să-ți programezi, în ghilimele, da? Să-ți organizezi site-ul tău web. Da, vrei să-ți faci un magazin de NFT-uri, acum asta îmi vine în cap, da? De noile resurse digitale pe care le poți vinde online, da? Poți să faci asta fără să ai nevoie de nicio cunoștință de programare. În același timp, partea de low-code, ce zice? Te ajut cu drag and drop, dar mai dacă vrei tu să customizezi așa un pic încoace încolo, e important să știi un pic de low-code, dar nu-ți trebuie de-a drept o facultate sau vezi, Doamne, ce cursuri. Deci este foarte, foarte, la un nivel foarte jos, da? Acum, de ce vă zic lucrurile astea? Pentru că, la un moment dat, s-ar putea să vină copii la voi la clasă să spună, bine, bine, dumneavoastră tot vreți să facem aici Scratch și C++ și Python și Ruby și nu știu ce. Și iată că vin din spate aceste programe care nici măcar nu cere să știu cum să programez, care, ce cu if-urile și while-uri și te mir ce. Da?
De ce să învăț eu să programez? Da? Și acum, pe scurt, trecem prin trei chestii. Trei lucruri importante aici este că mișcarea, bineînțeles, își dorește să coboare și mai jos nivelul de intrare în domeniul tehnologiei, ceea ce se întâmplă într-un ritm, de fapt, destul de accelerat în ultimii ani. Sigur, asta e, în principiu, un lucru bun. Asta unu. Doi, partea de marketing este puternică, adică aceste companii care pregătesc toate aceste ustensile, da, aceste programe cu ajutorul cărora putem foarte ușor să ne atingem scopurile, sunt de fapt companii de produs care încearcă să-și vândă produsul, ceea ce nu e un lucru rău, dar ideea este că impresia cu care suntem lăsați este că nu-i nevoie de programare la finalul zilei. Și numărul 3 este că sunt menite să rezolve probleme generice. Asta înseamnă că atunci când voi avea nevoie de un anumit program foarte specific, foarte personalizat mie, din nou tot la scris mult cod ajungem. Și asta, acolo ajungem până la urmă. Este foarte util să știm că există aceste programe, dar acoperă o plajă destul de mică la finalul zilei. Și programarea tot este utilă. Sigur, nu toată lumea trebuie să ajungă programator, nu toată lumea trebuie să știe să programeze, dar e important să înțeleagă și e important să aibă un set de bază de skill-uri digitale. Da? Și cu asta vă duc la Scratch, pentru că Scratch este acest program minunat vizual de programare care ne ajută să le introducem programarea copilor într-un mod foarte prietenos, pentru că este, veți vedea, pentru că îl vom prezenta, este practic drag and drop. Da, tragem și lipim blocuri de cod astfel încât să facem pisica să facă ceea ce dorim noi, să personajele pe care le vom programa. Partea mea preferată este faptul că putem să îmbinăm programarea cu alte domenii. Sigur, asta o putem face și o facem și în programare în momentul în care vorbim de Python, Ruby sau orice alte limbaje de programare. Le folosim ca să rezolvăm probleme, bineînțeles. Mi se pare că cu Scratch, dacă sunteți învățător la clasă sau dacă nu aveți neapărat, nu sunteți neapărat profesor de TIC sau de informatică, puteți foarte bine să aplicați un pic de Scratch la clasa dumneavoastră și să-i atrageți, fie că e biologie, fie că e vorba de artă muzicală, științe, fizică. Am văzut tot felul de proiecte și sunt sigură că Paula și cu Diana au exemple și mai concrete decât mine, care vă vor atrage și vor fi exemple mai potrivite decât ale mele. Nu în ultimul rând, ele au fost, Scratch a fost cumva produs pentru categoria de vârstă 8-16 ani, însă de fapt este atât de versatil încât poate fi folosit de toate vârstele și de altfel am lucrat și cu copii mai mici de 8 ani care se descurcau absolut minunat și bine în Scratch, ca să nu mai zic că cei de la MIT, care este laboratorul media care a făcut designul acestui program, au scos și un Scratch Junior care este pur și simplu cumva pentru tablet, astfel încât cei care nu pot să țină un mouse, nu pot să, da, să apese cu click-ul sau pe pad, să-l poată folosi. Cu Scratch vă puteți crea propriile povești interactive, jocuri, animații, veți vedea îndată la ce mă refer. Și cred că ce e foarte important să vă menționez este că au și o facilitate foarte, foarte utilă din punctul meu de vedere. Sunt conturi de profesor, deci sunt conturi normale de utilizator normal și conturi de profesor. Aceste conturi de profesor ajută la gestionarea participanților de la clasă, în Scratch. De exemplu, puteți să aveți toți copii acolo, dacă cumva, de exemplu, n-au adresă de e-mail sau nu știu să își creeze un cont, puteți să le creați dumneavoastră unul, puteți să îi ajutați cu organizarea proiectelor, cumva te ajută să ai controlul digital. Așa? Și acum suntem la partea în care aș vrea să trec direct la exemple de proiecte, astfel încât să vedeți despre ce e vorba. Am pregătit aici 5 proiecte, însă și chiar și un studio, le-am organizat într-un studio, pe al cărui link îl aveți aici jos, așa că veți avea acces și la el. Bun.
Începem cu, nu este primul meu proiect, numai o secundă. Da. Mă duc direct la studio atunci, prima dată. Bun, 10 blocks aș vrut. Acesta este studioul unde am adăugat toate cele 6 proiecte. Asta ca să vă fie ușor să le puteți vedea. Bun, vreau să vă arăt cum arată în interior acest program. Aceasta este interfața Scratch. Așa arată. Practic, în partea stângă avem tot felul de blocuri, la mijloc programăm și în partea dreaptă vedem ce am făcut. Da? Sunt foarte intuitive blocurile, asta e partea minunată, are facilitatea de a arăta limbile. Haideți să-l facem mare să vedeți ce face programul meu. Practic, e o pisică care schimbă poziția dintr-o parte în cealaltă și spune salut în primele 2 secunde. Bun? Asta se întâmplă doar prin niște blocuri pe care le tragem în câteva minute, da? I-am pus, are și sunet, însă de dragul liniștii, am zis să nu fie un bloc pe care îl includ în proiect. Aceasta este o animație pe care o puteți face extrem de simplu, fără, chiar doar jucându-vă, sunt convinsă că veți reuși să faceți ceva foarte, foarte rapid și ușor. După care vreau să mă duc să vă arăt un proiect care mie mi este foarte drag. Practic este un joc limba engleză, da? Adică folosim liste în spate de la programare, folosim liste pentru a verifica dacă utilizatorul care joacă acest joc poate să găsească toate cuvintele care sunt ascunse aici în poză. De exemplu, dacă vedeți aici scrie story, story, ia să dăm start să ne jucăm. Uite, poți să găsești cele 6 cuvinte, scriu story, enter. Bravo, bun, pe asta le-am găsit. Ce alt cuvânt? Știu că mai era aici, words. Da? Asta e un mod interactiv în care cumva putem să folosim, nu știu, să ne jucăm cu cuvintele pe care trebuie să le învețe copiii de la limba engleză într-o anumită clasă. Ar putea să fie foarte bine termen la biologie, artă, etică. Și dacă vă uitați aici, practic, pur și simplu am un bloc în care îmi spune, da, îmi zice, poți să găsești cele 6 cuvinte, repet același bloc de 6 ori, pentru că știu că sunt 6 cuvinte în total, și apoi adresez aceeași întrebare, ce cuvânt ai mai găsit? Și dacă cuvântul introdus de la tastatură este conținut în lista mea, care e o listă undeva aici, îți dă un răspuns sau un altul. Lista e acum ascunsă. Da, să vă arăt. Aceasta e lista mea aici. Da? Bun. Cum discutam și cu Paula un pic înainte de a intra în sesiune, cu Scratch, Scratch are această abilitate jucăușă de a ne clarifica anumite lucruri care poate atunci când le-am învățat teoretic sau în limbaje de programare, nu știu, precum Pascal, C++, Python, Ruby, poate au fost așa puțin seci. Și în Python, jucându-ne, sunt anumite, eu ca adult și ca adult programator, am reușit să-mi clarific anumite lucruri mai bine doar jucându-mă cu Scratch. Da? Deci, din punctul meu de vedere, sigur, nu o să pot să implementez ceea ce pot să implementez cu Python, dar nu acesta este scopul. Scopul este să învățăm programare și putem face proiecte foarte simple, animații foarte simple sau foarte complexe, jocuri foarte simple pentru a demonstra un anumit lucru sau foarte complexe. Trec mai departe la următorul exemplu. Asta e pur și simplu un lucru care mie mi-a plăcut teribil. M-am jucat. Cum pot să desenez niște pătrățele galbene și negre pe ecran? Acum, când am dat start, s-a și umplut pagina, dar aș vrea să vă introduc un simplu bloc, un bloc de așteaptă 0,1 secunde, ca să puteți să vedeți ce înseamnă
cum este construit, de fapt, pas cu pas, da? Și dacă îi dau din nou start... Oh, cred că n-am făcut cea mai bună. Rezultatul este corect, da? Dar probabil că... No, secundă, să mă joc un pic. Asta trebuie să scot. Ia să încercăm să-l punem aici. Prima dată așteptăm și apoi îi zicem du-te la costumul următor. Da, e mai bine, e mai bine. Da, ați văzut? M-am împotmolit și eu, se întâmplă. Practic, noi, dacă nu aveam acest așteaptă să avem cumva acces în culise, asta se întâmplă, da? Apare dintr-o dată, dar așa puteți să vedeți ce blocuri sunt executate. Vedeți cu galben, îmi arată ce bloc se execută. Este întregul bloc, bineînțeles, dar cu acest tempo de așteptare, putem să vă mai arăt unul. Este folosită o extensie, doar o secundă, să vedem, sper că funcționează, de obicei are nevoie de cameră, în regulă. Practic, detectează mișcarea și prin detectarea mișcarea feței mele îmi șterg ecranul. Și ar trebui să dispară acest splash screen. Acum, se pare că nu mă mișc destul de tare sau de repede, dar ideea e foarte ingenioasă și drăguță și sunt convinsă că copiilor le va plăcea foarte, foarte, foarte mult. Eu sunt sigură că m-am distrat cu unul dintre elevii mei teribil, jucându-ne cu înghețate care cădeau din cer. Da. Așa, bun. Am să-l și închid pe acesta ca nu cumva să-mi ia resurse. Ok. Vă mai arăt un programel. Acesta este debugging-ul. Fac un pas în spate. Un lucru care mie îmi place foarte mult este să creez programe greșite. Adică să creez programe care nu funcționează și să-i provoc pe studenți să găsească care sunt lucrurile care sunt greșite în program și cum să le fixeze astfel încât să funcționeze. De exemplu, partea de mesaje este total greșită în acest moment. Nu avem nevoie de ea. Nu e corect pentru că nu avem niciun astfel de eveniment. În schimb, putem să declanșăm programul când îmi clic pe stegulețul nostru verde. Apoi îl întreb ce cuvinte conțin silaba mim cunoști, iar verificarea o fac cu dacă răspunsul meu conține cuvântul mam, deci asta e iar o problemă. Apoi cele două blocuri sunt inversate, da? Da, el zice că nu vede mim în mimă, deși era acolo, acestea două sunt greșit puse. Asta e foarte simplu, bineînțeles, dar putem să facem proiecte mult mai complexe decât atât. Ok, bun, a funcționat. Și nu în ultimul rând vreau să vă mai arăt unul care e destul de complex, nu e făcut de mine, dar l-am găsit online și pentru mine a fost fascinant. Așa, vreau să vi-l arăt. De fapt, putem să ne jucăm direct, că nu e atât de important să-l vedeți. Wow, ăsta are sunet, am uitat de sunet. O să vi-l arăt doar ca să înțelegeți cât de complexe sunt, da? Un singur reminder că mai avem câteva minute din partea ta. Am observat, bun. Acum, Ana, dacă m-ai întrerupt, va trebui să mai ascultăm melodia asta din nou. E liniștită cel puțin. Ideea e că trebuie să fiu pe fază și cu săgețile la purtător, da? Trebuie să am grijă ca acest urs să nu cadă dacă nu țin mâna pe degetul pe săgeată sus, va muri. O să vă arăt îndată despre ce vorba, așa? Sau dacă ating, da? Am atins și căpșuna și gata, s-a dus. Poate să fie foarte complex, vreau doar să vă arăt câte personaje avem aici. Sunt lucruri foarte complexe pe care le putem face și ce vreau să vă mai arăt înainte de a încheia sunt partea de extensii pe care personal n-am exploatat-o la maxim, dar intenționez foarte mult să mă uit. Putem să folosim
partea asta de traducere, care folosește chiar Google Translate, text în vorbire, să-ți faci proiectul să vorbească, care este o colaborare cu Amazon. Detectarea video este acel proiect pe care vi l-am arătat, în care trebuia să-mi curăț ecranul murdar. Da? Partea asta de makey-makey, urmează să-mi cumpăr un makey-makey, pentru că din ce am văzut sunt niște proiecte grozave, poate Paula și Diana s-au mai jucat cu ele. La fel, microbit este, am înțeles, o senzație. Și în rest, Lego Mindstorms și nu în ultimul rând, cred că e un lucru nou, am observat, poți să testezi și accelerația, tragerea, împingerea, mișcarea obiectelor. Deci, încearcă să facă niște lucruri grozave, cred, Scratch, din punctul meu de vedere, poate să completeze ceea ce știm și vrem să facem la clasă într-un mod minunat. Ce vă mai sfătuiesc, și probabil că e mai important să vedeți asta acum decât un slide de mulțumesc, este că Scratch are în fiecare zi proiecte recomandate. Așadar, sunt proiecte care au strâns tot felul de vizibilitate și sunt efectiv demonstrate aici. Le puteți întotdeauna verifica, puteți să vedeți ce creează alții, dacă aveți nevoie de o idee și ceva nu aveți nicio idee de ce puteți face la clasă. Proiectele acestea recomandate sunt efectiv aur curat, da? Sunt o sursă de inspirație extraordinară. Na, și deci, din punctul meu de vedere, cu toate că sunt mișcări de genul no-code și low-code, să învățăm să ne jucăm și să ne relaxăm, să ne distrăm în Scratch, înseamnă și o dezvoltare a gândirii critice, pe lângă faptul că, sigur, putem să creăm și să învățăm să programăm. Așadar, am mare încredere că va fi nevoie de programatori în viitor și vă încurajez acolo să vă țineți de capul copiilor, că faceți o treabă minunată. Da, din punctul meu de vedere, ne putem opri aici. Dacă aveți întrebări, sigur. Mulțumim mult, Oana, că ne-ai făcut curioși și ai făcut foarte mulți profesori curioși despre acest limbaj de programare. Revin cu invitația către toți cei care ne urmăresc de a vă înscrie în cursul nostru Introducere în Scratch, dacă doriți să aflați, să porniți de la zero, să aflați cum puteți să folosiți acest limbaj și să-l duceți la clasă. Oana, aș putea să-ți adresez o singură întrebare cu un răspuns scurt din partea ta, că toți suntem aici. Este gratuit Scratch? Da, absolut. Scratch este un tool, o ustensilă pusă la dispoziție gratuit tuturor. Singurul lucru de care aveți nevoie este un cont pe care îl puteți realiza foarte ușor, având o adresă de e-mail. Da. Mulțumim mult, Oana. Te invit să stai aici alături de noi și să ajungem și la sesiunea finală de întrebări și răspunsuri. Paula, acum te invit pe tine pe scenă să ne povestești ce lucruri grozave faci și tu în Scratch. Mulțumesc! Să nu uiți, te rog, să-ți pornești microfonul. Emoțiile spun cuvântul. Da, mulțumesc! Mulțumesc că mi-ai amintit, Ana. Bun găsit tuturor! Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi cu voi. În primul rând că suntem și în vacanță și ne încărcăm bateriile. Eu sunt Paula, sunt din Pitești și am avut ocazia să lucrez la o școală cu foarte mulți copii. Este cea mai mare din județul Argeș, peste 1600 de elevi și lucrez de vreo 23 de ani. Am avut această șansă de a lucra la nivelul atât primar cât și nivel gimnazial, fiind profesoară de informatică și TIC. Ce pot să spun e faptul că în această perioadă, în acești ani, am experimentat de toate. Am început cu limbajul QBasic, am început cu calculatoare HC85, nu știu dacă știți despre toate astea, sunt poate informații tehnice, dar e foarte important, având atâta experiență, întotdeauna mi-am dorit să intru la clasă, să intru în laborator cu copiii și să văd în ochii lor atracție pentru ceea ce facem, nu să fie plictisiți. Când am început și de ce am început să folosesc mai mult Scratch la clasă, evident că în 2017 am așteptat vreo 20 de ani să fie introdusă informatica în trunchiul comun, în 2017, cum spunea Ana, dar eu înainte
copiii, cel puțin din școala mea, au avut o oră de informatică prin opționalele propuse, de la clasa pregătitoare chiar, până la clasa 8-a. Ei n-au simțit lipsa. În 2017, procesul s-a produs oarecum firesc. Dar am observat că, bineînțeles, când e o programă de la minister, intervine oarecum un mic stres pentru noi profesorii, pentru că întotdeauna ne gândim, trebuie să respectăm cu strictețe ceea ce este în programă. Însă am văzut în ochii copiilor faptul că aveau oarecare teamă, așa cum spunea și Oana, teamă de programare, teamă de limbajele astea, wow, mai, n-o să știu niciodată C++, doamna, eu oricum nu vreau să mă fac programator. De ce trebuie să facem atât de multe linii de cod și n-o să le rețin niciodată? Și atunci mi-am dat seama că trebuie să aduc ceva elevilor mei și să-i fac să înțeleagă că programarea e atât de frumoasă și în momentul în care m-am informat întâi să văd ce aș putea să fac, cum aduce, cum e cu Scratch-ul, vă mărturisesc cu sinceritate că eu am respins Scratch-ul la început, din păcate. De ce? Pentru că am crezut că este o joacă de copii. Ce fac eu acum? Mă joc, eu știu, cu copilași și cum o să fie lucrul ăsta. După ce m-am informat, foarte multe cărți, resurse de pe internet, am cerut și părerea părinților, elevilor, am venit cu o ofertă și am gândit, v-ați dori să facem mai mult programare vizuală? Bineînțeles, cursul Scratch, organizat de TechSoup, a fost un curs practic, extrem de util. Eu l-am parcurs și pe cel de Python, Oana, ai fost pentru mine inspirație, așa cum îți spuneam. Pe mine m-a ajutat cursul ăsta prin exemplele concrete. Ai arătat câteva așa pe scurt, dar la curs acolo veți putea afla mult mai multe. Eu m-am bucurat ca un copil. În momentul în care mi-a ieșit proiectul pe care tu mi-l propuneai, eram în al nouălea cer. După care am creat, eram experimentată, 18 ani am creat opționale și am propus, am creat un opțional care se numește programare creativă, programă, avize la inspectorat, toți pașii, a fost un succes și el continuă de 4 ani de zile consecutiv și la aleg toți elevii de clasele a 5-a și a 6-a. Bineînțeles că noi îl propunem și la clasele a 7-a și a 8-a, dar oferta e bogată și acolo își aleg deja opțional de Python și alte limbaje mai avansate. Ce pot să spun că pașii ăștia, cel puțin pe mine, m-au ajutat foarte mult să creez această strategie care a venit în beneficiul elevilor mei. Ca avantaje, bineînțeles, ele sunt multe și le găsim peste tot, pe internet, tot timpul ni se spune cât de importantă este programarea aceasta vizuală, că elevii în ziua de astăzi sunt considerați elevi digitali, dar le-aș aminti pe cele mai importante pe care eu le-am văzut la elevii mei. Primul rând, atracția către programare, în special chiar a fost o surpriză, dar plăcută pentru mine, au fost atrase către Scratch fetele, foarte multe fete, nici măcar, deși această diferență de gen nu mai este normal în ziua de astăzi, trebuie cât mai mult eliminată. Întotdeauna exista această programare pentru băieți. Fetele nu prea le au cu partea asta de cod. Ei bine, acum există o colaborare între fete și băieți. Fetele vin și cu partea de creativitate, combinarea de culori, cu partea aceasta de sonorizare și ei, lor le place băieților poate mai mult partea de cod și ies lucruri minunate. Colaborarea și creativitatea e un alt avantaj important și faptul că elevii pot deveni creatori și dezvoltatori de jocuri, de animații, de prezentări interactive și nu doar consumatori. Ăsta cred eu că e un aspect foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere toate cadrele didactice, toți cei care lucrăm cu copii. Cine m-a ajutat să depășesc provocările? Pentru că sunt multe provocări. Ana, dacă poți să dai la următorul slide. Bineînțeles că, așa cum spuneam, pașii aceia pe care am făcut cu informare și cu tot găsești foarte multe resurse și pe internet, dar e foarte important să parcurgi un curs în care ai foarte clar exemple, noțiunile foarte bine organizate. Și atunci nu mai pierzi foarte mult timp. E un avantaj lucrul ăsta. Și vreau să mulțumesc și eu asociației TESUP pentru experiențele foarte valoroase pe care le-am primit. Am participat în 2018 la acceleratorul Predau Viitor, unde acolo am simțit, așa cum am spus și în
videourile realizate atunci, am simțit că mi se întâmplă pur și simplu un upgrade ca profesor și pot să văd lucrurile din altă perspectivă. De asemenea, cursul de Scratch, cursul de Python și în 2022 am devenit și ambasador TechSoup. Ce să zic, aș face pentru voi orice și aș răspunde pozitiv la toate provocările voastre, pentru că și voi susțineți foarte mult comunitatea noastră și nu numai a profesorilor de informatică, dar veniți cu lucrurile atât, nu știu, explicate atât de simplu. Totul e atât de simplu. Tot, doar să ne deschidem către asta. De asemenea, tot un participant la acceleratorul dinainte, care mi-a și recomandat, este o prietenă și profesoară de informatică la liceu din Pitești, care, prin asociația Give IT Back, am primit donație, materiale didactice, suport pentru opționalul nostru de programare creativă și cartea a avut așa un lipici la elevi și mulțumesc foarte mult, Cătăline, pentru asta. De asemenea, comunitatea Scratch e o inspirație pentru proiecte, pentru copii oricum, în momentul în care descoperă această lume fascinantă, deși aproape că noi nici nu trebuie foarte multe să mai facem, pentru că vin ei către noi cu tot felul de idei. De-aia și mesajul meu, astăzi mi-am făcut așa și un tricou, este faptul că elevii mei iubesc Scratch și, cel mai important, m-au făcut și pe mine să mă îndrăgostesc de Scratch. Ce pot să mai spun despre faptul că am obținut într-adevăr și rezultate și ne mândrim cu ele? Trebuie, nu e o laudă neapărat, dar trebuie să spunem și faptul că în momentul în care faci niște lucruri, aștept să vezi și dacă ele sunt bune și dacă ai un feedback. Așa cum spuneam, opțional să-l șoară de 4 ani consecutiv, programare creativă, la clasele a 5-a și a 6-a și pentru că noi avem mulți copii, v-am spus, peste 1600, 62 de clase, avem vreo 14 clase din clase a 5-a și a 6-a. Și ei folosesc platforma Scratch Online pentru a continua proiectele, pentru că ei lucrează în general și acasă, chiar în weekend, preferă să-și ocupe timpul liber cu proiecte Scratch, pentru că nu le folosesc numai la ora de informatică. De asemenea, realizează portofolii la alte discipline, făcând un proiect în Scratch. Și o să am câteva exemple în prezentarea mea în continuare. Premii, au obținut și premii, elevii sunt încântați să participe, nu sunt într-adevăr foarte multe concursuri. Din păcate, oful meu, și trebuie să-l spun și astăzi în acest festival, este faptul că Ministerul, din păcate, organizează olimpiadă la nivel de gimnaziu, dar este în limbajul C++. De ce nu? Noi poate reușim împreună să schimbăm și asta și să fie o olimpiadă și de Scratch organizată de Ministerul Educației. Dacă mergem mai departe, da, foarte important. Pandemia, cel puțin pe mine, m-a amărât așa sufletește că n-am putut să mai intru cu copiii în laborator, am avut interdicție și atunci cum să faci și ce să faci în sala de clasă? Da, cu un videoproiector, cu un laptop. Și atunci m-am gândit și am găsit o soluție, zic eu, care atunci a prins foarte tare la copii. Am imprimat blocurile, depinde de proiectul care îl propuneam, le-am decupat, le aveam în plicuri, le foloseam la mai multe clase, evident. Aveam chiar și scheme logice, deși la început chiar credeam că ele nu o să fie foarte mult de ajutor, dar aici, de exemplu, sunt niște scheme logice și blocurile de la un joc, ghicește numărul. Aveam 5 plicuri, împărțeam clasa în echipe, atât cât se putea, că am avut și restricții în care nu aveau voie să lucreze în echipă, de exemplu, dar să știți că a fost extraordinar momentul. N-am văzut atâta bucurie, le puteau așeza în ordinea respectivă și erau atât de bucuroși că la final, după care mergeam la laptopul de la catedră și le așezau fiecare echipă și aveam proiectul și rezultatul final. Iată o soluție pentru cei care, poate în anumite școli, nu există încă un laborator de informatică, pentru că, într-adevăr, aici e nevoie de o susținere, e nevoie de resurse, de o bază materială și iată o soluție pentru cei care nu au calculatoare foarte multe în școala lor. Da, o nouă provocare este că elevii își doresc să participe la competiții în Scratch,
pentru că nu foarte mulți încă pot învăța C++ din clasa 5-a, nici programa nu oferă lucrul ăsta și atunci ei m-au rugat, doamna, dorim, noi avem un concurs județean de mică olimpiadă de informatică, este un proiect învață de mic să utilizez calculatorul, vă spuneam, am avut șansa asta să predau 23 de ani la nivel gimnazial și primar și mi-au spus, vrem o secțiune de Scratch, noi ne dorim asta. Și cu ei împreună ne vom gândi și cum să se desfășoare secțiunea. Îmi place foarte mult să văd propunerile, să preiau propunerile elevilor și să le dăm formă. Ei sunt încântați, pentru că în momentul în care propunerile lor ajung să se concretizeze, sunt încurajați, de fapt, că sunt băgați în seamă. Și asta cred eu că e o nouă provocare, pentru că, să știți că chiar mă gândeam câți profesori o să găsesc să vină la concursul ăsta, să mă ajute cu partea de evaluare, cu partea de... E o provocare, dar cred că o să facem față cu ajutorul lor. Ce spun elevii mei despre Scratch? Da, deci vreau să spun că astea sunt scrise de copilași de clasa 5-a. Efectiv sunt 100% ale lor. Deci vreau să spun că pe mine m-au lăsat cu gura căscată. De exemplu, o fată a spus, când fac un proiect mă simt eliberată de toate greutățile. Fantastic. Un băiat a zis, este potrivit pentru copii și încurajez pe toată lumea să știe Scratch. Adică nu numai pe copii, pe toată lumea. Este activitatea lor preferată. Iarăși, colegul de lângă mine mă ajută mereu. Lucru că asta înseamnă foarte mult că le place să colaboreze. Provocările mele în viitor sunt să fac un joc și să devin expert în Scratch. Nu știu, sunt minunați copiii în ziua de astăzi, sunt extraordinari, spun ceea ce gândesc. Și asta cred eu că a fost, de fapt, momentul în care eu am realizat că noi putem să-i atragem către tehnologie, putem să-i atragem către programare, pentru că să știți că eu am simțit ca profesor, cu experiența pe care o am, că ei se îndepărtează de programare din cauza codului care îi sperie. Mai ales la o vârstă mică, programarea nu este atât de rapid înțeleasă. Conceptele sunt destul de abstracte pentru vârsta lor. Și e foarte important prin faptul că ai zis că s-a inventat efectiv programul ăsta. Eu, pentru mine, sunt cea mai fericită, pentru că, așa cum spuneam, mi-am dorit întotdeauna, ca profesor, să văd elevii mei că sunt fericiți în timpul orei și nu crispați și plictisiți. Și atunci, dacă aș vrea, de exemplu, să-i pedepseze și între ghilimele, că nu-i pedepse, le spun, nu mai facem astăzi, nu mai facem Scratch. Sunt foarte triști de lucrul ăsta. Deci, cred că e un moment în care ați putea să îl folosiți toți cei de acasă, toți cei care ne urmăriți, indiferent de ceea ce predați. Am eleve care sunt artiste, le spunem chiar micuțele Picasso, care ele pictează și acum își prezintă desenele și picturile prin proiecte Scratch. Își dau numele de utilizator colegilor din clasă, aceștia apreciază galeria lor. Este extraordinar, adică nu mai contează că înainte trebuia să ai, nu știu, niște noțiuni de matematică, poate să faci acei algoritmi care ni-i propune într-adevăr în programă, dar acum ei sunt atrași foarte mult de a-și prezenta ideile, de a face animații, povești. Au o grămadă de idei. Mergem mai departe, Ana, nu știu, dacă mai am timp, nu mai am timp, la exemplele proiectelor Scratch. Aici am ales trei, da? Am mai ai timp, să-ți face greșe. Exemple, trei exemple am ales, aș fi avut foarte multe, dar m-am oprit la acestea. Beauty Salon este un joc creat de 4 fete, pentru că, așa cum am spus, am observat atracția lor. Este vorba despre, evident, fiind fete, despre un salon de înfrumusețare. Și întotdeauna am învățat și să pună și instrucțiunile acolo, să citească fiecare cum se joacă, care sunt ei au propus să fie și în engleză. Iată că experimentează și această parte de traducere în limba engleză. Aș fi vrut să vedem un pic efectiv rularea jocului. Codurile sunt multe și văd că a rămas pe engleză, cred că așa e tu limba setată. Aș vrea să-l rulăm proiectul și să intrăm. Exact, butonul este butonul de play în instrucțiuni, Ana, acolo scrie tot
ce trebuie să facem. Au zis că fetele s-au chinuit să fie cât mai aproape de un program de înfrumusețare și vom apăsa un click pe cremă, o să dispară toți pistruii de pe față, după care o să, după un timp, avem o mască, da, e foarte, foarte interesant. Și acum o să începem partea aceasta de înfrumusețare, o să alegem o culoare de ruj, hai să alegem galben, să poartă culorile astea ale toamnei acum. Schimbăm culoarea rujului, mergem mai departe. O muncă titanică, dar 4 fete au reușit să facă lucrul ăsta cu foarte multă pasiune și cu mult drag. Asta ar fi o idee de joc, așa, pentru, iată, pentru o echipă de fete, da, în cod evident. Și dacă se blochează, încercau, mă întrebau cum putem să trecem mai departe, avem o eroare în joc. Dar o fac din greșeli, învață foarte multe lucruri. De aceea trebuie încurajați copiii, nu trebuie să abandoneze ceea ce își doresc să facă și toate erorile pot fi corectate cu ajutorul profesorului și nu numai, se ajută și între ei, întreabă și elevii mai mari, dacă și pe noi ne depășește un anumit lucru. Mergem și la un experiment de chimio-animație. Aici, pur și simplu, vor afla mai multe despre grupele de sânge. Și este un experiment în care fac o combinație între grupe. Iată, elevi de clasa 6-a care au făcut acest experiment, nu erau încă la ora de chimie, au învățat la biologie și l-au prezentat în cadrul orei de biologie. E foarte interesant și acest proiect. Putem să-l vedem și înăuntru. Nu este decât că are foarte multe personaje. Ei sunt încântați să-și facă propriile personaje, să le editeze. Faptul că vin cu elemente acestea de creativitate, de originalitate și faptul că îmbină ceea ce învață și la alte discipline și iată că fac proiecte interdisciplinare, efectiv creative, profesorii de la celelalte discipline sunt iarăși încântați când văd aproape că toată lumea din școală știe de Scratch, pentru că își prezintă aceste proiecte în sala de clasă, în fața profesorilor, colegilor, discută, preiau idei, îmbunătățesc și ies lucruri minunate. Să-l vedem și pe al treilea. Aici o să fie și cu sunet, pentru că eleva s-a înregistrat și iată, a folosit extensia de care spunea Ana mai devreme, extensia de înregistrare. Apăsăm pe rulare. Imediat încercam să-mi dau seama dacă o să se audă și sunetul, să vedem. Vedem. Nu cred. Cred că trebuia să pornească. N-are nimic. O secundă, dacă așteptați o secundă între timp. Până te uiți tu, Ana, dacă pot să spun, sunt impresionată, Paula, de ceea ce văd. E fantastic. Adică, cred că n-am niciun proiect care are atât de multe personaje și atât de... Să le transmiți, că personal le transmit. Pălăria jos și ție și lor. A ajuns să fie o discuție efectiv și în pauze. Vin să-mi arate proiectele. Vin să-mi spună, dar vă rog, suntem prieteni. Evident, în comunitatea Scratch poți să fii prieten, să dai, așa cum e și pe alte rețele de socializare, să dai inimioare la proiecte, să scrii comentarii și așteaptă din partea mea tot timpul încurajare. Și like-uri. Doamna, v-a plăcut proiectul meu? Da, să știți că mi-a luat, eu știu, 2 săptămâni să-l pun la punct. Mai am câteva erori, dar o să le corectez pe parcurs. Ce fain, super tare, bravo! Da, sunt extraordinari. Într-adevăr, și faptul că sunt foarte mulți copii și se ajută între ei și e foarte important că aud, a putut să facă, înseamnă că și eu pot să fac, și pot să-mi prezint și desenele, dar mie îmi place muzica și atunci pot să creez și eu o melodie, pentru că el permite foarte multe, foarte mult, contextele sunt atât de variate și poți să lucrezi ce-ți dorești, ce-ți trece prin cap, efectiv, ce-ți dorește inima, ai putea să faci în Scratch. Ia să încercăm, Ana. Din păcate nu mă ascultă tehnologia, dar îi vom invita, oricum o să aibă în prezentarea ta și tu poți să povestești acum și ei vor asculta mai târziu. Da, și atunci ne întoarcem la prezentare, nu? Perfect.
era aici, Explorează România, și ne ducea așa prin toate orașele noastre frumoase și ne arăta și vorbea, fără să fie text, despre țară. Tu tot vrei să mai... să intrăm în interior, în proiect, ok? Da, și aici sunt personaje mai puține decât în celelalte două, dar este minunat ce a reușit să facă Maria. E fetiță în clasa 6, atunci a făcut proiectul și l-a prezentat, bineînțeles, la ora de geografie, pentru că era despre România. Mulțumesc, Oana, ne întoarcem la prezentare. Nu cred că... Aici, la resurse, am pus despre câteva detalii despre suportul didactic de la cursul opțional Programare Creativă al colegiei mele din Pitești, Cătălina Enescu. De asemenea, un manual al profesorului de informatică cu care eu am început, într-adevăr, de la Digitaliada este, dar cu el am început opționalul, până să vină Cătălina cu ajutorul. De asemenea, link-uri proiecte elevi, care am ales așa să fie variate, și joc, și poveste, și animație, și o prezentare, chiar și un test despre componentele PC pentru profesorii de informatică. Și alte idei creative am ales pe screcerii pasionați de la școala mea și le-am pus acolo numele de utilizator. Dacă îi căutați, o să le găsiți o grămadă de proiecte și idei de viitoare proiecte la clasă. Cred că mai aveam parcă ceva în prezentare. Nu, cam atât. Doar tricoul meu e pus și acolo, mesajul: elevii mei iubesc Scratch și eu m-am îndrăgostit de el. Poți să-l mai arăți odată, Paula, cât am făcut, suntem acolo. Gata! Super! Mulțumesc! Și exact ce spunea și elevul meu, oricine trebuie să folosească Scratch. Măcar încercați și participați la curs, la cursul Texum. Mulțumesc mult, Paula. O voi invita acum în scenă pe Diana și o să preluăm ce întrebări au apărut între timp pe chat la sesiunea de final de întrebări și răspunsuri. Diana, ai cuvântul imediat, îți dau și share screen. Aștept. Gata. Și eu voi prezenta câteva idei la clasă, folosind Scratch-ul, dar de data aceasta voi coborâ treapta de vârstă și vom merge la primari, la clasele primare. Și eu mă bucur să fiu alături de voi și pot să spun că sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială George Emil Palade din Ploiești. Mă numesc Gheorghe Diana. Și în același timp sunt ambasador Scientix și ambasador îndreptat digital, iar de curând ambasador eTwinning. Am început să folosesc digitalul odată cu cursul îndreptat digital, care m-a ajutat foarte mult. Apoi, ulterior, am devenit ambasador. Ca și colegele mele, sunt și eu preocupată să ofer elevilor mei o învățare cu sens, să găsesc metode noi, metode inovatoare, care să-i ajute pe elevi în parcursul său educațional. Ce este Scratch? Au spus și colegele mele. Am să mai dau câteva idei cheie. O să spun doar că este un limbaj de programare care îi ajută pe copii să creeze propriile povești interactive, animații, jocuri și chiar muzică și să le împărtășească cu ceilalți. Atunci când copiii realizează proiecte în Scratch, ei învață elemente importante de calcul și în același timp gândesc creativ și sistematic. Cu alte cuvinte, îi ajută să învețe bazele programării prin joc și practică. Când am descoperit eu acest limbaj, a fost înainte de pandemie. Eram cu elevi de clasa 4-a, nu apucasem să-l folosim prea mult, dar în partea de final al clasei a 4-a, în partea de recapitulare, am încercat la orele de geografie să creăm mici proiecte în care să aducem în discuție formele de relief, deșertul, marea și chiar să ne amintim de punctele cardinale. Apoi am preluat clasa pregătitoare și am început să lucrez și cu cei mici cu Scratch, mai puțin la început, fiind o vârstă foarte fragedă,
dar l-am introdus, cred, în diferite momente ale lecției și mai ales în partea de obținere a performanței. În continuare am să mă axez pe trei discipline unde eu am folosit Scratch, și anume matematică și explorarea mediului, dezvoltarea personală și comunicare în limba română. La matematică, în cadrul temei orientare spațială, copiii au lucrat în echipă, creând proiecte în care personajul lor se deplasa stânga, dreapta, în față, spate, pe un background ales de ei. Pot să vă spun că nu avem o clasă dotată cu fel de fel de instrumente digitale. Avem doar un singur laptop și un videoproiector. La început ne-a venit greu și pierdeam cam mult timp, dar am progresat și nu ne-am lăsat bătuți. Am încercat să-i aduc pe fiecare lângă, în fața laptopului, să adauge câte ceva în proiectul respectiv. Apoi câțiva copii au venit cu telefoanele la școală și ne-am extins la grupul de lucru în echipă. Iar la ora actuală au zile când copiii vin cu telefoanele personale și le folosim în scop educațional. La ora de dezvoltare personală, acum la clasa a doua, pentru că copiii mei au ajuns în clasa a doua, în unitatea de învățare eu și ceilalți, copiii au realizat proiecte în care au povestit despre hobby-urile lor, au creat propria familie, au ales îmbrăcămintea preferată, am discutat despre anotimpul și ce îmbrăcăminte alegem în funcție de anotimp. Lângă în familia proprie am adus și bunicii și tot așa, tot ce s-a legat de această unitate. Mai departe, în ceea ce privește comunicarea în limba română, și Ana, te rog să dai următorul slide. În clasa 1, dar acolo sunt imagini de acum, de la clasa 2, n-am apucat să fac întotdeauna fotografii. În clasa 1, copiii își alegeau un personaj și acesta spunea cuvinte în care o anumită literă la care eram să fie la început, în interiorul cuvântului sau la final. Au lucrat în echipe și spre sfârșit fiecare echipă prezenta cuvintele pe care și le-au ales. Acum, însă, la clasa a doua, am folosit Scratch în diferite lecții. Când am vorbit de textul literar sau textul narrativ, copiii și-au ales personajele în Scratch, au fost chiar și reale, dar și imaginare, le-au așezat într-un mediu dorit și-au ales background-ul dorit și și-au imaginat o poveste pe care au scris-o pe caiet, astfel încât au devenit mici scriitori. La o altă lecție în care am vorbit despre dialog, despre modul cum să ne prezentăm și să prezentăm pe cineva, și după ce am avut și câteva jocuri de rol, copiii au creat scurte dialoguri în Scratch. Desigur, pentru ei știm bine că este o plăcere să lucreze pe telefon și astfel de povești să creeze, dar am îmbinat cumva și tradiționalul. După ce am realizat în Scratch imaginea, povestea, am trecut pe caiete și am transcris dialogurile sau poveștile create, astfel că am urmărit mai multe obiective într-o singură activitate. Au creat dialoguri, au transcris, au respectat semnele de punctuație necesare, așezarea în pagină, am citit cu intonația potrivită. Acestea au fost câteva idei de folosire a Scratch în cadrul orelor și integrate cumva în programa școlar. Am să merg mai departe și o să vorbesc despre două mari evenimente pe care noi nu le-am ratat și le-am avut încă din clasa 1. Este vorba mai întâi de CodeWeek, care este o inițiativă europeană care celebrează creativitatea, rezolvarea de probleme și colaborarea prin programe și alte activități din domeniul tehnologiei. Ce am făcut anul acesta? Anul acesta ne-am folosit cumva de Ozobot care l-am achiziționat anul trecut,
Dar pe urmă copiii mi-au cerut să folosim și Marti și o să vă spun despre Marti mai încolo ce este cu el. Mai întâi am avut harta Europei, le-am adus-o eu și împreună cu Ozobotul am mers pe harta Europei în anumite capitale, capitale europene. Poarta orașelor s-a deschis numai dacă copiii au răspuns unor cerințe matematice, deci am inclus cumva și matematica. Apoi au pătruns nestingheriți pe străzile orașului, vizitând obiectivele turistice reprezentative prin acele slide-uri care se văd din imaginile de mai sus. Copiii au citit câteva informații despre orașele respective. Bineînțeles că am ales niște orașe care au fost străbătute de Dunăre, am ales niște orașe cu o istorie impresionantă, niște orașe cunoscute de ei, dar și unele mai puțin cunoscute. Ultimul oraș pe care l-am ales a fost cel al cărui simbol este Mica Sirenă, Copenhaga, un oraș unde a trăit scriitorul Hans Christian Andersen și astfel am adus în discuție din nou poveștile. Ne-am adus aminte ce povești a scris Hans Christian Andersen și în același timp ce povești au citit copiii despre scrise de Hans Christian Andersen. Alte evenimente pe care le-am avut cu Codwick au fost, spre exemplu, în clasa 1 am avut legume codate. De fapt, a fost o activitate a unui proiect e-twinning, European Menu, unde prin intermediul unei aplicații copiii colorau legumele și în același timp își consolidau noțiunile privind părțile componente ale unei plante și rolul lor. Am avut o altă activitate, Girls in Science, care aceasta a ținut mai puțin de scratch, dar au descoperit că există și femei în personalități feminine din știință. Au descoperit și în același timp chiar și noi n-am știut prea multe lucruri despre acest lucru, despre chimista și fizicianul român de renume internațional Ștefania Mărăcinanu. A fost o activitate care a inclus mai multe clase din orașe diferite din țară. Am pornit de la un puzzle online, am aflat despre chimista respectivă, am avut câteva joculețe și am încheiat activitatea cu un experiment cum se formează ploaia. Acesta, într-adevăr, nu ține de scratch, dar este coduic și se referă tot la partea de științe și ni s-a părut nouă atunci interesant să aflăm și astfel de lucruri. De asemenea, un alt eveniment important, Meet and Code, este un eveniment care susține și finanțează acele evenimente care promovează și contribuie la dezvoltarea competențelor digitale și de programare a elevilor. În România, programul este coordonat pentru cel de-al șaselea an consecutiv de Asociația Teșu, și susține evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene. Acest lucru se poate realiza numai prin intermediul unui ONG, iar pe noi ne-a ajutat NARADA. NARADA, o organizație care susține inovația în educație și vine în sprijinul educației din România. Și anul trecut și anul acesta am avut două evenimente Meet and Code și în ambele cazuri am fost susținuți de către NARADA. Anul trecut, fiind clasa 1, activitatea s-a derulat online. A fost sub genericul În căutarea comorilor. Au fost două clase implicate și am avut o invitată pe Ana Maria Stancu de la Asociația E-Civis. Și atunci am achiziționat acei ozoboți. Evenimentul a constat în trei activități. Una de pregătire, activitatea propriu-zisă și o activitate de încheiere. În prima activitate, cele două clase au luat cunoștință de ozoboți, le-au dat cât un nume, au vizionat un videoclip despre orașul lor, pentru că o să vedeți că am legat cumva ozoboții și de comunitatea locală. Și în același timp și un videoclip despre ozoboși și
Spre final, au construit câteva instituții importante din orașul în care trăiesc. Aceste clădiri le-am folosit în a doua parte a evenimentului, când am realizat o machetă și ozoboții noștri s-au plimbat și au fost programați să se deplaseze pe acea machetă. Scopul proiectului a fost nu numai de a programa ozoboți, a fost și de a-și descoperi orașul, de a afla câteva informații despre instituțiile din orașul în care trăiesc, dar în același timp m-am legat și de matematică, pentru că parcurgând ozobotul macheta, oprindu-se în fața unei instituții, poarta instituției nu se deschidea sub nicio formă dacă ei nu răspundeau corect la un exercițiu de matematică. În prima activitate am mai văzut cum se deplasează ozobotul și cum cum se deplasează pe dâra neagră trasă de cariocă și în același timp, dacă i-am adăugat niște culori, ce face acel ozobot? La un moment dat am luat o coală de hârtie care am rulat-o ca un cerc. Am trasat înainte o linie dreaptă și coala noastră de hârtie a devenit, să zicem, o roată. Ozobotul nostru a parcurs acea dungă neagră din interiorul hârtiei, reușind astfel să miște cercul acela, să miște roata, de fapt. Copiii au fost atât de entuziasmați de ce poate face ozobotul, că au zis clar, este foarte priceput. Ne-am legat și de literele pe care noi le-am învățat, pentru că eram clasa întâi și am desenat chiar și litere și am lăsat ozobotul să meargă pe conturul literei respective. În activitatea propriu-zisă, în cea de-a doua activitate, așa cum am spus, ozobotul nostru s-a deplasat pe o machetă. Noi am creat acea machetă cu instituțiile pe care ele au făcut din carton, am trasat drumul, am pus culorile adecvate și ozobotul a pornit într-o călătorie dintr-un anumit punct din orașul nostru și ne-am dus până în centrul orașului, ca să zic așa. Elevii au învățat să calibreze mai întâi ozobotul, să programeze ozobotul folosindu-se de codul culorilor, după care, deplasându-se pe machetă, așa cum am spus și mai devreme, au aflat câteva informații importante despre clădirea respectivă, numai răspunzând la niște întrebări matematice. Acelea, de fapt, erau comorile pe care le-au descoperit copiii împreună cu ozobotul programat. Apoi am avut o axă a literelor alfabetului. În dreptul fiecarei litere exista o bandă colorată și ozobotul nostru mergea de-a lungul benzii. În momentul când întâlnea acele culori, se mișca într-un anume fel, iar la final ozobotul nostru și-a exprimat bucuria vocal, iar copiii erau entuziasmați. Wow, poate să facă așa ceva ozobotul nostru? La fel cu toții ne-am bucurat de activitatea aceasta, dar până acum am aflat doar că ozobotul poate fi programat prin un anumit cod al culorilor. În cea de-a treia activitate, invitata noastră, Ana Maria Stancu, ne-a arătat cum putem programa ozoboții prin intermediul instrumentului digital Games ozoblockclick.com. Este un fel de Scratch. Le-a explicat meniul principal, ce poate face fiecare secțiune de mișcare, de efecte luminoase, de sincronizare, de câte ori să se repete mișcările. Apoi le-a explicat că aplicația respectivă are și un simulator. I-a invitat să exerseze și ei, să simuleze mișcările ozoboților. Și aveți acolo în imagine un copil la el acasă, la biroul lui personal, cum a reușit să creeze un simulator mișcarea unui ozobot. Aceasta a fost evenimentul MIT încă de anul trecut.
anul acesta aveam deja ozoboții de anul trecut, am călătorit cu ei în orașul nostru, bineînțeles că după ce am aflat cum se programează roboțelul Marty, nu am putut să termin activitatea până nu am pus pe aceeași harta Europei și ozobotul și roboțelul. Și în același timp am avut și un mic concurs la final. Dar haideți să vă povestesc mai întâi cum a fost. În prima activitate, copiii au luat contact cu piesele, pentru că a trebuit să și construim roboțelul Marty. Un roboțel tare, simpatic, pe care l-am programat în cea de-a doua activitate. După ce l-am construit, am vizionat un videoclip unde am văzut ce poate să facă Marty și la fel au fost de încântați. Au văzut că el poate să meargă, să se întoarcă, să danseze, să lovească o minge și să-și exprime chiar și bucuria prin ochișorii și sprâncenele pe care le mișca. Cu robotul Marty, elevii învață despre programare, despre electronică și inginerie mecanică, într-un mod distractiv și plin de provocări. Pentru că n-am putut achiziționa decât doi roboței, a trebuit să împart clasa doar în două grupe și au început să construiască roboții, urmând instrucțiunile din carte. Deci iată că am fost pur și simplu mici constructori, dar mici constructori după un model, după ceea ce ne spunea cartea să facem. După aceea au aflat că roboțelul nostru poate să fie programat cu limbajul de programare Scratch. Bineînțeles că am intrat un pic pe spre să ne reamintim, deși știam câteva lucruri, cum se folosește Scratch-ul. Și în final, concluzia lor a fost că Marty va fi un prieten pentru ei și ambii Marty vor fi noi lor colegi. În a doua activitate, care a fost chiar vineri, în ultima zi de școală, am învățat să-i programăm prin intermediul, așa cum am spus, limbajului de programare Scratch, fie de pe telefon, ne-am folosit de pe telefoanele lor personale, dar am folosit și laptopul de la catedră ca să vadă că se poate face și de acolo și din partea cealaltă. După ce am programat Marty, am creat scurte povestioare, unde personajul principal, desigur, era roboțelul nostru. Așadar, am fost cu roboțelul nostru la mare, prin pădure căutând fata împăratului răpită de un dragon. Am călătorit în cosmos, s-am prietenit cu pisicuța din Scratch, a fost prin junglă și alte proiecte au realizat copiii. Activitatea a pus la încercare astfel nu numai abilitățile de programare, ci și cele creative. Întotdeauna am încercat să integrez cumva tot ceea ce fac în programa școlară. Și de data aceasta m-am axat mai mult pe partea de comunicare, de limbă română, pentru că era prima dată când scriau niște texte mai lungi, trebuiau să aibă înțeles propozițiile între ele, foloseau dialogul, foloseau semne de punctuație adecvate și așa mai departe. Deci, copiii și-au imaginat scurte povești, fie individual, iar cei care nu au putut să ducă până la capăt povestea, i-au ajutat ceilalți și astfel am realizat o poveste în lanț. Și așa cum spuneam, copiii nu s-au lăsat nu au vrut să se termine activitatea și ne-am reîntors la harta Europei și l-am împrietenit cu ozoboții noștri, astfel încât activitatea a devenit un wow pentru ei și chiar și un mic concurs, pentru că la un moment dat am pus robotul Marty să plece din Copenhaga, iar celălalt din România, undeva la mijloc, undeva, nu chiar la mijloc, s-au întâlnit și a provocat pe copii să le spună ce aflaseră despre orașul respectiv. Bineînțeles că concluzia este că simpatic foc este Marty, că și-ar dori și ei să aibă unul și că oriunde poți fi cu el, într-o lume atât reală, dar și imaginară. Ana, am să te rog să dai următorul slide. Pe următorul slide am pus câteva link-uri și în primul rând predau Viitor, despre care sigur știți, pentru că astfel nu ați fi la acest festival. Un alt link care ne-a inspirat cum să lucrăm în Scratch este un link de YouTube.
un link care ne-a ajutat să programăm Ozoboții, un link de Howard Code, care este un alt eveniment care are loc în fiecare an în luna decembrie, unde clasa se poate alătura milioanelor de elevi din întreaga lume, sărbătorind săptămâna educației în domeniul informaticii. Tot ce v-am prezentat până acum este ceea ce am lucrat cu elevi de clasă pregătitoare, clasa 1 și acum clasa 2. Sunt experiențe de învățare care au ajutat elevii să înțeleagă mai ușor anumite concepte. Bineînțeles că nu ne vom opri aici, vom continua și voi încerca să implementez utilizarea acestui limbaj de programare și la alte discipline, în momentul când vom ajunge în clasa a treia, a patra, desigur. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Cred că am terminat mai repede decât trebuie, dar nu contează. Am avut emoții și sper că am fost înțeleasă și sper că ideile mele să prindă contur și în alte clase. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Diana! Te-ai încadrat perfect în timp. Chiar a fost super, mulțumesc. Acum o să adresez câteva întrebări, am primit câteva întrebări, vedem cum ne situăm și cu timpul și vedem câte putem să luăm. Oana, ne povesteai tu la început despre acea mișcare low-code și mișcarea no-code. Crezi că dăunează mai mult decât ajută această mișcare? Ne poți spune puțin? Sigur că da. Cred că mișcarea e una firească, însă nu cred că dăunează, ba din contră, cred că este loc pentru toată lumea. Și cred că ce e important de reținut este că vor fi persoane care vor folosi acele ustensile, de exemplu, pentru a-și stabili o afacere, da? Poate fetele din clasa Paulei vor zice, vreau să-mi fac salonul meu, am nevoie de un site, uite, folosesc acest no code, da, ca să programez, dar în același timp s-ar putea ca unele dintre fete să zică, măi, eu vreau să știu mai mult. Va fi și este loc pentru toată lumea, cred că pizza pe care avem disponibilă e destul de mare încât să fie de mâncare, dacă vreți, pentru toată lumea. Asta cu siguranță. Și vreau să le felicit cu ocazia asta și pe Paula și pe Diana. Fac niște lucruri extraordinare. Mi se pare, sunt efectiv impresionată de ceea ce ne-ați arătat și mai ales pentru clasa primară, mi se pare că sunt niște idei foarte frumoase pentru că nu putem doar să facem matematică, doar să scriem. E fantastic cum ai reușit să îmbini cumva tehnologia și susțin Olimpiada de Scratch dacă ai nevoie de personal, vin, sună-mă și facem. Mulțumesc mult, Oana. Următoarea întrebare, cred că aș adresa Paulei. Avem o mică îngrijorare pe chat. Cineva ne spune, sună extraordinar Scratch, însă nu ar petrece oare prea mult copiii în fața calculatorului timp? Da, așa este. Dar oricum petrec destul de mult timp. Chiar și în pauze la școală, chiar și când sunt părinții acasă. Și oricum, nu numai, poate chiar la televizor, poate alte, sunt și alte, alți mâncători de timp. Mai degrabă să petreacă timp pe Scratch, lucrând proiecte, făcând un, eu știu, ceva ce am învățat la școală și dându-i formă, dându-i viață. Pentru că nu putem să eliminăm, așa cum spunea și Oana la început, tehnologia face parte din viața noastră. Într-adevăr, cu măsură, ăsta ar trebui să fie cuvântul cheie, cu măsură de fapt în toate, dar trebuie încurajați copiii și oarecum dându-le alternativa, da, uite, n-ar fi mai bine să faci lucrul ăsta în Scratch, că ai învățat astăzi la școală, eu știu despre, nu știu, orice, nu contează. Important este să-i canalizăm pe lucrurile frumoase din care învață ceva, educative și care cred eu că o să fie cu folos. Dar, într-adevăr, și eu sunt anti-tehnologie, dacă se poate, fără telefon, în concediu, fără, dar nu putem de tot să-l eliminăm.
Mulțumesc mult, Paula. Cred că următoarea întrebare o să mă duc la Diana cu ea. Avem o întrebare legată de ce părere au părinții despre ce lucruri minunate fac elevii în Scratch, dacă poți să ne mai zici. Da. Dacă ai feedback. Tocmai culeg testimoniale de la părinți. Bineînțeles că inițial au zis de ce cu telefon, chiar la un moment dat o mămică, chiar e necesar telefon la școală. Le-am explicat în câteva cuvinte ce pot face cu telefonul. Au fost de acord și avem, așa cum am spus, ziua noastră când a venit cu telefon la școală. Și și părinții sunt încântați de ce pot face copiii lor și faptul că îl folosesc cu un scop nobil, să zic așa, cu un scop educativ și nu doar se joacă pe telefon. Mulțumesc mult, Diana. Cred că următoarea întrebare, fac ping-pong așa între voi, Oana, la tine mă voi duce. Apropo de, avem multe felicitări pentru toate proiectele și activitățile pe care le faceți, participanții sunt încântați. Dacă, practic, Oana, vreau să încep Scratch și să duc la clasă, tu ne-ai prezentat o mulțime de proiecte. Care a fost abordarea ta în cursul de Scratch? Cum încep? O luăm de la zero, adică povestim despre Scratch ca și cum nu v-ați fi jucat niciodată. Începem prin prezentarea blocurilor care ne sunt disponibile, ce suprafață reprezintă ce anume, și apoi construim foarte încet, adică avem proiecte simple, mergem la partea aceasta de bucle, operatori logici, liste variabile și cumva construim încet, încet, gradual, creștem provocările gradual. Probabil că Paula, dacă l-a făcut, ar fi mai în măsură. Da, chiar voiam să intervin și să vin în sprijinul colegilor care ne urmăresc. Nu vă fie teamă, deci eu am luat-o de la zero cu Ana. Deci chiar dacă eu știam, sunt profesoară de informatică și știam limbajul de programare, efectiv e timp suficient să repetați, sunt înregistrări video, nu necesită foarte mult timp, foarte scurt și la obiect, și exersând, lucrând în platforma Scratch, evident că obțineți rezultatele și vă garantez că veți bucura așa cum am bucurat și eu ca un copil. Extraordinar va fi totul, doar să vă înscrieți și să plecați, adică la drum cu încredere. Asta e foarte important și cu deschidere că puteți să faceți lucruri minunate și la rândul dumneavoastră să vă duceți în clasa cu elevii, să le arătați ce ați învățat astăzi, să le spuneți. Eu le spuneam copiilor, astăzi la curs am învățat să fac clone. Extraordinar, hai să vă învăț și pe voi. Și apoi de aici, ușor, ușor, ideile vor veni de la sine. Totul este mai departe, lucrurile se întâmplă. Mulțumesc mult, Oana, Paula. Am o întrebare pentru Diana. Acum avem multe reacții apropo de acei ozoboți. Ne poți spune cum ai ales tu roboței acești sau de unde poți să... Ce ozobot să alegem pentru activitățile noastre? Da. Prima dată când am aflat de ozoboții e de la Ana. Și am întrebat-o ce sunt ozoboții, ce pot face. Am căutat, bineînțeles, și pe internet. Căutând pe internet, am găsit niște site-uri care comercializa așa ceva. Inițial am vrut un tip de ozobot, dar nu se mai fabrică și pur și simplu căutând pe internet, am dat peste ei. M-au fascinat și pe mine. Am căutat fel de fel de tutoriale să învăț eu cum merg și cum se programează. Bineînțeles că prin codul culorilor le vine foarte ușor, iar ei fiind copii de clasa 1, au prins imediat partea cu codul culorilor. Apoi când a fost să îi programăm prin acea aplicație, de aceea am apelat la un cunoscător, la Ana Maria Stancu, care are acei roboți mari cu care poți interacționa și le-au prezentat copiilor
acei roboței. Apoi am zis, bun, am achiziționat acei roboți, hai să mergem către ceva mai mare, am crescut și noi. Și auzisem tot așa, butonând, despre Marti. Bineînțeles că am intrat pe internet, am căutat, am văzut și m-am hotărât. Anul acesta merg pe Marti. Dar v-am spus, le-au plăcut atât de mult că ei au vrut să îi împrietenească efectiv. Au pornit de la ei. Și bineînțeles că acolo am încercat să vorbim și despre relațiile de prietenie. Am valorificat orice s-a putut. Orice am putut în acel moment și cu ce idei am putut veni în acel moment. Mulțumesc mult! Sunt convinsă că o să fie foarte multe activități cu roboței în curând de la cei care v-au urmărit. O ultimă întrebare și Paula, Oana, Diana, voi vă deschideți prima care își deschide microfonul. Apropo de în Scratch, dacă fiecare elev trebuie să aibă propriul cont, voiam să mai subliniez o dată răspunsul la această întrebare. Eu acum intervin eu, ca tot am fost prima care am dat. Eu folosesc, adică am și elevi care nu au acces la internet, care stau în zone rurale, suntem o școală de cartier și avem și copii. Atunci folosim Scratch-ul instalat fizic pe calculator, în laborator, sau îi arăt cum să-l instaleze și acasă, dacă are posibilitatea. Dar, în general, am încurajat pe copii să-și facă un cont, într-adevăr, pe platforme e foarte ușor, sunt niște pași simpli, pentru ca să-și continue proiectele oriunde și acasă, dacă începem un proiect în laborator și îl continuă acasă, sau invers, sau are o întrebare la un proiect, este mult mai ușor să-mi arate direct problema cu care se confruntă la școală, accesând contul lui online de Scratch. Deci lucrăm în ambele moduri, și offline și online, dar e de preferat online, asta e părerea mea. Sigur, și aș mai adăuga faptul că în principiu n-ai nevoie de cont, poți să creezi, dar, așa cum zicea Paula, partea bună la a avea un cont este faptul că na, ai acolo arhiva, tot ceea ce lucrezi, ce modifici, ce salvezi, poți împărtăși, da, e acolo. Dar ca să testați, adică dacă vreți noastră acum să testați fără așa, se poate, fără cont. Noi am instalat pe telefon Scratch Junior și așa au lucrat copiii. Super, mulțumesc mult! Și cu astea toate fiind spuse, mulțumesc mult încă o dată vouă și celor care ne-au urmărit pentru întrebări, pentru reflexii. Vă amintesc că veți găsi prezentarea și toate link-urile și modalitățile de contact pentru cei trei invitați în padletul festivalului. Nu uitați de asemenea că puteți să ne trimiteți reflexiile voastre după fiecare sesiune în padlet. De asemenea, de provocarea am învățat a festivalului, nu uitați. La fel, dacă veți alege să comunicați despre festival pe rețelele proprii de socializare, ne-ar bucura să folosiți hashtag-ul oficial, hashtag Festivalul Digital Predau Viitor. Așadar, final de primă zi de festival, vă invităm acum la o sesiune informală de networking în zona meniului din stânga a ecranului. Alegeți o masă la care vreți să vă alăturați și porniți o discuție. Alți colegi, desigur, se pot alătura. La networking, vă amintesc că vă puteți conecta și cu cameră și microfon dacă doriți, sau doar să urmăriți conversația. Iar mâine pornim din nou de la 10 cu noi sesiuni interesante. Găsiți în Padlet și pe platforma festivalului programul complet de sesiuni. Mulțumesc mult tuturor! Ne vedem în zilele următoare. Mulțumesc! La revedere, o zi bună! Revedere!